Situația nu este nouă, iar romii dau foc la cauciucurile pe care le aduc din tot orașul pentru a recupera cordul metalic pe care îl vând la firmele de colectare a fierului vechi. Autoritățile par să fie neputincioase ori incompetente în stoparea fenomenului. Autorii sunt din familii sărace, asupra cărora amenzile nu au niciun efect, ca de altfel nicio altă măsură preventivă. Iar riveranii sunt acum indignați că autoritățile nu au nicio putere. Fumul gros degajat de operațiunile zilnice produce un adevărat dezastru ecologic în zonă, iar fumul gros specific inundă toată zona, mai ales când bate vântul. Cum nimic nu pare să-i oprească pe cei care își aduc aportul la afacerea bănoasă pentru firmele de recuperări de fier vechi, singurii care au de suferit sunt oamenii care trăiesc în zonă, contribuabilii la bugetul local. Chiar dacă problema ecologică este una gravă, se pare că edilii, inspectorii de la Garda de Mediu și cei de la Poliția Locală nu sunt speriați de fumul gros și ucigași, astfel că romii sfidează legea, iar vina aparține locuitorilor care plătesc taxe pentru o zonă scumpă, dar frumoasă și plină de verdeață, unde confortul urban este umbrit de fumul gros și ucigași.